să dea jurământul de credincioșie unul față de altul și, pentru aceasta, vă rog să dați mâinile unul altul. Așa. Dragă frate Pacu, înaintea lui Dumnezeu, a mintirilor, a părinților și a celor prezenți aici, te întreb, de bună voie și neserit de nimeni, ai decis să iei în căsătorie pe această ființă jincă și dragă zâmbăreață pe Dana? Da. Domnul aude și noi auzim promisiunea ta și Domnul să te binecuvânteze pentru aceasta. Vreau să mă întreb, promiți tu ca să faci totul ce depinde de tine, ca această persoană, această fiică a lui Dumnezeu, a Tatălui, să fie fericită, să fie împlinită, să împlinești necesitățile fiziologice, nevoile emoționale, nevoile spirituale, să pui în funcție toate capacitățile tale, ca ea să fie împlinită, Domnul să te ajute, pentru că El te aude. Vreau să mă întreb, promiți tu să te păstrezi curat, credincios, doar pentru această femeie, să dai la o parte din viața ta pe toate celelalte și să rămâi fidel Dani și doar ei. Domnul să te ajute să împlinești această promisiune. Doamne, a venit și rândul tău, de bună voie, nesilită de nimeni, ai hotărât să-ți legi viața pentru totdeauna, îmi permit să zic, și pentru nouă pământ, cu acest tânăr, bărbat, pare. Domnul aude promisiunea ta în sinceritatea ta. Dana, promiți tu ca de azi înainte să folosești toate capacitățile, toată imaginația, toate puterile tale feminine, ca să le pui în slujba acestui bărbat. Ca el să fie împlinit, să fie fericit și să fie capabil să se bucure de fiecare zi trăită lângă tine. Domnul să te ajute să-ți împlinești această promisiune. Promiți tu, Dana, să te păstrezi curată, fidel, trup, suflet și spirit, doar pentru o parte. Să dai la o parte din viața ta și ceea ce nu a fost. Că vor apare diferite provocări, diferite, mă rog, în viața aceasta apar diferite. Promiți tu să fii credincioasă lui Pavel și să-ți consacri trupul, sufletul și tot ce ai primit de la Dumnezeu și de la părinți să consacri pentru acest bărbat? Domnul să te ajute să-ți împlinești această promisiune. Stați mâna dreaptă, mâna dreaptă. În calitate de slujitor al Evangheliei, pe baza legislației Republicii Moldova și pe baza Bibliei, conform promisiunii făcute în fața lui Dumnezeu, a mințirilor și a mărătorilor, anunț astăzi pe Pavel, soț legitim pentru Dana și pe Dana, soție legitimă pentru Pavel. Ce împreunează Dumnezeu, omul să nu dispară. Amin. 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 Dar ce este jurământul omului fără ajutorul Domnului? De aceea, la jurământul lor, dorim să apelăm la călăuzirea, ajutorul și sprijinul lui Dumnezeu. Ei vor pleca genunchii, invit pe toți cei prezenți aici să ne ridicăm în picioare și vom rosti rugăciunea de binecuvântare asupra.